Câți dintre jucătorii care contribuie la jocul dezastros al lui Dinamo sunt aduși la cererea dumneavoastră? Mare parte din ei. O mare parte au fost aduși de tine? Eu trebuie să ne asum aceste lucruri. Da, mare parte au fost aduși de pe mine. Jos pălăria că ai puterea să-ți asumi și lucrurile care nu funcționează. Și eu consider în continuare. Chiar dacă Dinamo ocupă o poziție pe care o ocupă, se află acolo datorită unei conjuncturi nenorocite. Și unui an foarte greu. Și acum spun că Dinamo este în primele 5 echipe din țară ca și loc. Și argumentele mele sunt rezultatele cu echipele din play-off, care știți foarte bine. 3-0 Gaz Metan, 3-0 Astra, 3-2 Viitorul. Da. Și echipele pot continua. FCSB, am câștigat cu FCSB. Păi echipa asta nu poate să joace fotbal numai cu echipele mari și cu echipele, așa zise, niște, nu vreau să jignesc pe mine, să piardă puncte în mod lamentabil. Și aici nu cred că mai este de valoare. Tu ai ridicat o problemă care, din punctul meu de vedere, 100% așa este. În momentul în care echipa era pe locul 6 cu șanse reale la play-off, Ionuț Negoiță a ieșit și a spus că nu mai finanțează clubul. Și n-aș vrea să mai întorc. Eu am spus de atunci, am încercat la vremea respectivă să-l fac, să nu fac acest lucru, pentru că era un moment bun pentru noi. Din păcate n-am putut să-l convinga. Eu v-am spus ce s-a mai întâmplat pe acolo și asta este. Da. În momentul de față, echipa are nevoie de liniște, ei trebuie să se concentreze pe finalul de campionat. Mâine e meciul cu FCSB-ul, care sigur se dispută în condiții speciale, fără suporteri, fără Dinamo Viști lângă echipă. Cum vezi partida asta? Foarte grea. Foarte grea. Foarte grea pentru că nu mai se dispută în condițiile în care s-a disputat cele două partide din campionat. Dinamo vine după o perioadă de pauză, s-a văzut la meciul cu Tepi, chiar dacă eu cred că rezultatul n-a fost unul cu realitatea din teren. Da. Pentru că Dinamo, dacă reușea să marcheze la 1-0, cu siguranță că alte erau șansele și jocul în sine, plus 5-6 ocazii clare de a marca, plus am spus iară încă 11 metri. Clar. Care nu i s-a acordat. Este a 24-a greșeală, că acum le contabilizez. 24 de greșeli flagrante împotriva lui Dinamo în acest campionat.